Este pelerinaj la catafalcul înalt preasfinției sale. Sute de credincioși au adus flori și au aprins lumânări pentru mitropolitul Bartolomeu. Carmen Coloș este și ea acolo. Carmen. Credincioșii continuă să vină să se așeze la rând, astfel încât să-i aducă un ultim omagiu celui care a fost mitropolitul Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului. Se așează răbdător la coada, prind câte o lumânare, după care trec pe la catafalcul mitropolitului. În această mâine seară va ajunge la Cluj-Napoca, aici la Catedrala Mitropolitană, și Patriarhul Daniel, care va oficia o slujbă religioasă. Tot el va fi și cel care va oficia slujba de înmormântare de joi de la ora 12. Până atunci se anunță mai multe oficialități care vor veni aici să-i aducă un ultim omagiu lui Bartolomeu Anania. Printre aceștia se vorbea chiar și de președintele Traian Băsescu, dar și de premierul Emil Boc. 3 zile însă credincioșii pot să vină aici și să aprindă o lumânare până joi, atunci când va fi înmormântarea. Carmen, mulțumesc!